Bună ziua, sunt Andrei Baibu, sunt fermier la Coșul de Legume. Suntem aici în Artul Verona, în Pictoratul Verona, la terasa Verona. Ne-am prezentat în formă completă astăzi cu toate lumele de toamnă. Cada, târg de cultură și agricultură. Este o sărbătoare a recoltei, sperăm să devină un obicei, ca în fiecare sfârșit de an să avem o sărbătoare a recoltei de toamnă cu pastramă, cu mămăligă, cu must, cu vin fiert, dar și cu varză, țernă, conopidă, gobănele și alte bunătăți de toamnă. Coșul de Legume este un proiect pe care am inițiat acum 3 ani. Producem legume și nu numai, producem în Boragan, în câmp, în sistem ecologic sau mai degrabă mai mult decât ecologic. Nu folosim niciun fel de input altul decât apă, sapă și soare. Legumele pe care facem țintim să fie nu cele mai aspectoase, nu cele mai multe, însă în mod clar cele mai gustoase și, mult mai important, cele mai pline de nutrienți și de vitamine. Avem rezultate bune din acest punct de vedere, cu câteva teste comparative făcute de curând, care au relevat diferențe considerabile în ceea ce privește conținutul nutrițional al legumelor față de cele convenționale. Producem gamă completă, tot ceea ce se poate produce în Boragan, începând cu salată și ceapă verde în primăvară și încheiând cu varză conopidă în toamna târziu, după ce cade prima brumă. De asemenea, facem zacuscă atunci când avem exces de producție, facem gogonele murate, punem varză la murat, cam tot ceea ce face omul gospodar în mod obișnuit pe la casa lui.